Lucian Dindiric a renunțat la funcția de consilier local al Municipiului Craiova din motive personale. El a declarat pentru Gazeta de Sud că a luat această decizie pentru a preîntâmpina o eventuală incompatibilitate între această funcție și proiectele sale viitoare. Acest lucru nu va afecta activitatea pe care el o desfășoară în calitate de director al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristiaman. Demisia va produce efectele după ce Consiliul Local Craiova va lua act de aceasta în ședința ordinară din data de 26. 7 august. Din Dirică este al doilea consilier din PSD care demisionează în acest an după Sorin Manda, fratele șefului PSD Dolj, Claudiu Manda. Acesta și-a anunțat demisia din postul de consilier local municipal pe data de 25 iunie. Ulterior a fost înlocuit pe 30 iulie cu Sorin Matei, membru PSD și angajat al SC Piețe și Târguri Craiova SRL. Acesta este fiul fostului atlet Sorin Matei.